Merge microfonul? Ai zis să bat în el. Noi suntem împotriva violenței, mai Vlad. De ce zice și la emisiune cafeaua de după? Nu, nu iau a de după. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă cafea alături de canalul nostru și de fanii noștri care ne urmăresc într-un număr așa de mare. Am aflat și eu că eu tot timpul aflu ultimul, care e alimentul care ne face mai deștepți? Zi tu, Vlad, care o fi alimentul care ne face mai deștepți, în afară de cafeaua de vineri? Țuica. Țuica ne face mai deștepți, dar nu prea se înțelege din ceea ce vorbim. Profesorul neurolog, neurochirurg sau ce-o mai fi, profesorul Ciurea, spune că ciocolata ne face mai deștepți. Banala ciocolată, care am crezut că ne face numai mai grași, mai cu gușă, Cosmin, ne face și mai deștepți. Domnule, eu am văzut borcane de Nutella la jumătate de kil și au pe etichetă ce au? Imagini din România, mă cât marketing, Transfăgărășanu, Delta Dunării, Țara Moților, Marea Neagră. Și stai cu borcanul în mână și iei cu lingurița și parcă ești pe Transfăgărășan. Și așa se gata un borcan. Am făcut și o rimă. Nu? Extraordinar. Adică mănânci și ciocolata te face mai deștept. Normal că Biblioteca Națională încă este închisă. Până pe 6 septembrie, Biblioteca Națională a României este închisă. N-ai de unde să ții o carte, n-ai de unde să ții o culegere, n-ai... din cauza de ploșnițe. Sunt ploșnițe în Biblioteca Academiei. Bă, mie mi se pare ceva ciudat. Adică ori închis-o timp de o lună jumate să lupte cu ploșnițele. Păi bat-o soarele ploșniță. Deci ești în bibliotecă, nu ai luat o carte, ai desfăcut cartea și începi să citești și vezi ploșnița. Gata cu ea. Dar mi se pare că tipic românesc nu se dorește. De aia nu avem nici autostrăzi, că din când în când se întâlnesc cuiburi de gândaci. Nu putem să trecem de gândaci. Păi hotărâți-vă, mă. Vrem autostradă sau vrem să păstrăm? Să aveți un pic de tărie în voi. Că Stalinskaya să bea în România. Marca numărul de unu de vodcă în România e Stalinskaya. Când se termină Când pălinca, când se termină pălinca, trecem pe Stalinskaya. Scurt și la obiect am fost astăzi, că suntem pe final de lună, aveți de făcut bilanțuri, noi intra salarul, v-am salutat și, permiteți-mi să zic că v-am și sărutat. Astăzi este Ziua Internațională a Sărutului, 25 august, Ziua Internațională a Sărutului. Să sărutați bine și să alegeți bine pe cine sărutați. Ah, mă rog, puteți să dați și un mozol, puteți și un pupic, dar știți voi mai bine. Vă sărut de aici, de la pupitru cafelei de după.